Este o bucurie pentru mine să fiu, iată, a treia oară de când am venit cu familia în țară, într-un timp atât de scurt, și aceasta denotă faptul că noi avem această biserică pe inimă, o iubim pentru că este Biserica Domnului Iisus Hristos. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați petrecut momente minunate în acest sfârșit de an, noi cu familia, cu părinții, cu biserica, chiar am avut un timp atât de binecuvântat și ieri seară și în această dimineață în care programul a fost oarecum diferit de ceea ce obișnuim să avem ca și programă în bisericile noastre, în sensul că a fost mai degrabă un timp în care frații au mărturisit cum Domnul a lucrat în viața lor. Și a fost atât de interesant și atât de motivant și chiar emoționant pe alocuri să vedem cum Dumnezeu lucrează în viața semenilor noștri, să vedem cum Dumnezeu răspunde, cum Dumnezeu dă putere în situații atât de dificile. Chiar ne-am îmbărbătat în această privință și cred că ar fi bine din când în când să avem astfel de părtășii în care să povestim, să anunțăm ceea ce Domnul face în viețile noastre. De altfel, dacă ne uităm la poporul Israel, cam asta le-a cerut și Dumnezeu, le-a spus: duceți-vă și spuneți copiilor voștri și arătați, povestiți cum Domnul v-a scos din țara Egiptului și toate minunile pe care El le-a făcut. Începem o săptămână în care comunitatea noastră a cultului creștin după Evanghelie au pus seri deoparte pentru ca noi, copiii lui Dumnezeu, să începem acest an 2024 cu seri de rugăciune, cerând Domnului Dumnezeului nostru har și putere pentru anul care ne stă înainte. Și dacă ne uităm în tema pe care frații au ales-o, vedem că se vorbește despre fericire. Și atât de frumos să fim fericiți. De fapt, este una dintre dorințele noastre profunde, adânc încapsulate în existența noastră, acolo în locul tainic pe care Dumnezeu l-a creat cu atâta măestrie și cam tot ceea ce facem vrem să ne ducă la fericire. Nimeni nu face ceva de dragul de a trăi într-o stare de agitație, de nemulțumire, de neîmplinire, de situații dificile. Toți dorim să fim fericiți. În această seară, de 1 ianuarie, avem câteva texte care au fost puse înaintea noastră. Eu mă voi opri asupra unui singur verset. Cred că este suficient de explicit, deși și celelalte sunt atât de importante și atât de înălțătoare. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, avem câteva versete care ne vorbește despre fericire. Evident că nu vom aborda tot capitolul 5. Eu vă propun ca să citim primele trei versete. Deși textul care este propus face referire doar la versetul 3 și este versetul pe care vom încerca să-l abordăm, noi vom citi primele trei versete. Matei, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 3. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Dacă ne uităm la versetul 3, este un verset atât de motivant pentru fiecare dintre noi. Și când ne uităm la acest verset, înțelegem că ceea ce Domnul Iisus Hristos a afirmat, această spunere, această zicală, capătă o miză foarte importantă pentru fiecare dintre noi. De ce? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor.
Asta înseamnă că este atât de important pentru mine să fiu sărac în Duh, pentru că dacă sunt sărac în Duh, sunt moștenitor al împărăției cerurilor. Și când ne uităm în lucrarea Domnului Iisus Hristos, El despre ce a vorbit? A vorbit despre împărăția cerurilor. Obiectivul final al lucrării Domnului Iisus Hristos nu a fost moartea Lui pe cruce. Obiectivul final a fost să ne ducă în împărăția cerurilor. Moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui era doar mobilul, doar mijlocul care să ne permită să ajungem acolo. Oare ce să însemne această expresie a fi sărac în Duh? Pentru noi este atât de important să înțelegem clar, pentru că dacă nu înțelegem clar, riscăm să nu fim săraci în Duh, așa cum ne cere Sfânta Scriptură, și, în consecință, să pierdem împărăția cerurilor. Deci vedeți cât de important este să înțelegem acest verset și ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu, a fi sărac în Duh. Voi începe a intra în miezul acestei probleme, încercând să explic ceea ce nu vrea să însemne această expresie a fi sărac în Duh. Ascult în stânga, în dreapta, probabil și dumneavoastră, și când ne uităm la această expresie a fi sărac în Duh, această întrebare a strânit și a dat naștere la multe comentarii, pe adesea la controverse, și ne frământă întrebare. Oare ce înseamnă să fii sărac în Duh? Mai întâi de toate, trebuie să ne distanțăm de două concepte sau de două viziuni care, din perspectiva Bibliei, sunt complet greșite. Unii înțeleg că expresia sărac în Duh face referire la o persoană care are o anumită deficiență mentală, intelectuală, probabil nu discerne foarte bine lucrurile, probabil că are și mai puțină minte, spun unii, nu este probabil la un coeficient de inteligență, să spunem, apropiat de medie, și pe undeva a fi sărac în Duh înseamnă să fii într-o stare așa mai la marginea societății. Cineva care este nebăgat în seamă. Este un concept care circulă, care îl vedem în stânga și în dreapta, și noi trebuie să fim foarte categorici. Sărac în Duh nu are de a face nici cu inteligența, nu are de a face nici cu, starea unei persoane sau al alteia persoane. Noi nu intrăm în cer că avem un anumit coeficient de inteligență, noi nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu că suntem oameni simpli sau oameni cu o educație mai ridicată, noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin alte mijloace. Deci înțelegem că a fi sărac în Duh nu are nimic de a face cu această concepție, această idee greșită că oamenii care sunt, oarecum inferiori, care nu reușesc să se exprime foarte bine, care nu înțeleg prea multe concepte abstracte, ei, Dumnezeu, de milă, le dă și lor împărăția cerurilor. Nu are nimic de a face cu aceasta. Un al doilea concept de care trebuie să ne distanțăm este că unii cred că a fi sărac în Duhul înseamnă a fi sărac din punct de vedere material. Înseamnă că dacă nu ai bani, dacă ești marginalizat, dacă probabil te îmbraci cu haine mai puțin costisitoare sau dacă ai o atitudine mai umilă, tu ești sărac cu Duhul. Nici acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu, nu dorește să ni-l afirme și nu dorește să ni-l inducă ca și concept. Și dacă ne uităm chiar și în cuvântul lui Dumnezeu, dar și în jurul nostru, bogăția nu are nimic de a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Ne putem uita în cuvântul sfânt și putem găsi oameni care au fost foarte bogați. Stau și mă gândesc la patriarhul Avram. Avram a avut bogății când n-am avut noi cu toții la un loc.
Și asta nu l-a împiedicat să aibă o relație de calitate, să fie în părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Ne putem gândi la Iov, care a avut atât de multe bogății. Și șirul poate continua. David, Solomon, oameni care au fost bogați, care au avut binecuvântări din partea lui Dumnezeu. De altfel, și aceste lucruri materiale sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu, care pe undeva nici nu ne aparțin. Vedeți, noi luăm sămânță, aruncăm în pământ și așteptăm să crească. Vine vara, trece vara, vine toamna și ne ducem să recoltăm. Și ce am făcut noi de fapt? Am aruncat sămânța în pământ și am așteptat, adică am stat degeaba. Domnul a făcut să crească, niciunul dintre noi nu am stat la sfat cu Dumnezeu să-i spunem cum din această sămânță atât de mică crește o plantă și cum va trebui să se dezvolte, când să crească, ziua, noaptea, când să vină ploaie, când să se facă polenizarea. Sunt lucruri care, de fapt, noi nu le stăpânim, este Dumnezeu care le-a creat. Noi doar aruncăm sămânța și ne ducem să recuperăm rezultatul, să recuperăm recolta. Și spunem, recolta este a noastră. Dacă stai și te gândești în amănunțime, Dumnezeu a creat sămânța. Dumnezeu ți-a dat aer, ți-a dat viață ca să poți să arunci sămânța. Dumnezeu a creat pământul pe care tu ai aruncat sămânța și tot El ți-a dat și vreme bună ca să poți să aduci acasă rodul. Și spunem, sunt bogățiile mele. Nu, sunt bogățiile lui Dumnezeu. Și acest raționament poate fi declinat în diferite domenii. Tot ceea ce avem este din partea lui Dumnezeu. Deci revenim. Ce înseamnă să fii sărac în duh? Depărtăm și această idee că sărac în duh este cineva care are probabil foarte puține bogății materiale. Atunci, de ce ține sărăcia în duh? Dacă ne uităm la ceea ce am spus, bogăția poate, de exemplu, să nu fie absolut nicio piedică, dar nici sărăcia nu poate fi o piedică în relația bună cu Dumnezeu. Ne-am putea uita să vedem personaje din Sfânta Scriptură, dar și în anturajul nostru în care oamenii simpli, oamenii săraci, au avut o relație extraordinară cu Dumnezeu. Am putea spune, parcă mai puținul avut ne ajută să fim mai disponibili pentru a ne apropia de Domnul. Și ne uităm la Lazar. Lazar a fost un om care a fost bolnav, care a fost sărac. Asta nu l-a împiedicat să aibă o relație extraordinară cu Domnul Iisus Hristos. Sărac în duh. Oare ce vrea să spună acest cuvânt? Vă țin în suspans. Ne uităm cuvântul lui Dumnezeu și când vorbim despre a fi sărac în duh, facem referire la două aspecte pe care eu le consider a fi reprezentative. În primul și în primul rând, a fi sărac în duh este cineva care se vede fără merite în mântuirea lui. Este o persoană, este cineva care conștientizează lipsa lui de vrednicie. Realizează că de fapt nu are fapte, că de fapt el nu contribuie cu nimic în a își câștiga mântuirea. Totul este dat de Dumnezeu. Este omul care se leapădă de sine. A fi sărac în duh înseamnă cineva care este copleșit de propria lui lipsă și înțelege că fără Dumnezeu nu poate face nimic și fără Dumnezeu este un nimic. Sărăcia în duh depinde exclusiv de mila lui Dumnezeu. Și dacă am experimentat mila lui Dumnezeu în viața noastră, înțelegem atât de bine ce bine este să fim prezența cuiva milos, să fim prezența unui Dumnezeu milos. Sărăcia în duh nu pune între persoana respectivă și Dumnezeu roadele obținute. Am putea să spunem, bine, dar eu sunt un om relativ bun, dacă mă raportez la cei din jurul meu, totuși sunt destul de bine, mai fac și fapte bune
și pentru aceste fapte bune, punându-le în mijloc, Dumnezeu îmi va da împărăția cerurilor. Sărac în duh este persoana care nu face așa ceva, care nu pune în centru faptele lui. Că până la urma urmei și faptele care le producem, este tot mila și dragostea lui Dumnezeu, că El dă voința și tot El dă înfăptuirea. Sărac în duh este un om cu o inimă zdrobită. Uitați-vă câte lucruri frumoase și câte elemente le găsim în Sfânta Scriptură care ne permit să înțelegem ce înseamnă să fii sărac în duh. Acum, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, putem să găsim și câteva exemple, să găsim și câteva situații în care putem identifica persoane care au fost sărace în duh. Persoane care, într-adevăr, au reușit să obțină această calitate și, obținând această calitate, au obținut și împărăția lui Dumnezeu. Stau și mă gândesc aici la un pasaj care este atât de bine cunoscut pentru noi. Îl găsim în Luca, capitolul 18, de la versetul 9 la versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Nu cred că este o problemă cu reclamința. Dar oricum, dar nu am referința exactă. Vorbim despre Vameșul și despre Fariseu. Două personaje care vin în prezența lui Dumnezeu și ambii doresc să se apropie de Dumnezeu. Când uităm la această pildă și contextul în care a fost scris, are de-a face cu o anumită situație în care oamenii se bizuiau foarte mult pe neprihănirea lor și mai făceau un lucru, mai făceau o greșeală, disprețuiau pe ceilalți oameni. Contextul în care această pildă a fost pusă este acest context în care oamenii și ei de atunci și noi de astăzi putem să facem aceste două erori. Să ne bizuim pe această neprihănire a noastră și să disprețuim pe ceilalți care, din perspectiva noastră, din punctul nostru de vedere, nu se ridică la nivelul pe care noi considerăm că îl avem. Și ne uităm la fariseu. Ne uităm la fariseu care, eu nu cred că în ceea ce afirma el, spunea niște lucruri care nu erau adevărate. Eu cred că fariseu avea suficient de mult bun simț că atunci când el se ruga, ceea ce el afirma era adevărat. De altfel, Domnul Iisus Hristos confirmă ceea ce el spunea, că el se ruga, că el dădea zeciuială, că el nu mințea, că el era o persoană care avea grijă de ceilalți, că era atent la toate aceste lucruri și, în aparență, nimic greșit în toată această situație. Însă apare în viața lui, în rugăciunea lui, două probleme. În primul și în primul rând, a văzut că ceea ce face el este bine, și le-a pus la mijloc. Și bazat pe aceste fapte pe care el le făcea, care în realitate erau niște fapte concrete, erau niște fapte bune, el spera ca să primească favoarea lui Dumnezeu. Nimic mai greșit. Noi nu intrăm în prezența lui Dumnezeu și niciodată nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu bazându-ne pe faptele noastre, pe ceea ce am făcut noi. A doua greșeală care o face fariseu, doar în rugăciunea pe care o avem scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu, s-a comparat cu oamenii. Lângă el, un vameș. Și îl spune, Doamne, eu sunt bun, eu sunt atât de bun, nici nu mă pot compara cu ceilalți, nici chiar cu acest vameș.
l-a ajutat ceva la ceva aceste elemente? Evident că nu. S-a comparat cu ceilalți oameni și el a spus, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Este foarte posibil ca și noi să ne regăsim ca și fariseu și să considerăm că avem aceste două calități între ghilimele. Facem multe lucruri bune. Dacă mă uit la dumneavoastră, știu că dumneavoastră sunteți niște oameni integri, niște oameni care îl slujiți pe Dumnezeu, niște oameni care faceți atât de mult bine. Nu ați bătut pe nimeni, nu ați înjurat pe nimeni. Și este foarte bine, însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că atunci când vorbim de sărăcie în duh, asta nu înseamnă că noi punem la mijloc tot ceea ce facem. Nu, nu, nu. Este doar mila și harul lui Dumnezeu în dreptul nostru care ne permite să aducem aceste roade. Dar nu roadele, nu aceste elemente ne permite noi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și doar prea marele har și mila atât de greu de înțeles a lui Dumnezeu. Ne uităm și la vameși. A venit și el la Dumnezeu, numai că el a venit diferit. Vameșul stătea cu capul în jos, vameșul se bătea în piept și nu spunea decât atât. Dumnezeule, ai milă de mine. Vameșul a fost sărac în duh. De ce a fost vameșul sărac în duh? Pentru că el a înțeles că doar mila lui Dumnezeu îl poate salva. El nu avea absolut niciun merit. Și trebuie să ne fie fiecăruia dintre noi atât de clar. Această fericire de a participa, de a poseda, de a putea intra în împărăția cerurilor, este doar harul și mila lui Dumnezeu. Unii sau alții pot fi asemănați cu acești două cazuri, fariseu sau vameș. Vameșul a fost sărac în duh, pentru că el a avut o zdrobire a inimii, a avut umilință. El s-a bizuit exclusiv pe harul și mila lui Dumnezeu și a recunoscut totala dependență de mila lui. Unii se pot analiza pe ei și pot spune, dar eu nu am mari păcate. Dar eu nu am făcut nimic grav. Oare ce, nu am eu dreptul să intru? Vedeți? Noi avem această tendință să ne clasificăm între noi și să spunem el e mai bun, el e mai credincios, celălalt nu e atât de credincios și încercăm noi să ne clasificăm. Și dacă în lumea noastră, în general, când participi la o competiție, la un concurs, la un interviu pentru obținerea unui post, am putea spune se face un clasament și primii 2, 3, 5 pot fi angajați. Sau dacă este un singur post, primul din capul listei poate fi angajat. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu lucrează complet diferit. Și planurile și modul de lucru al lui Dumnezeu este pe alocurea foarte ciudat. Nici nu înțelegem pe Dumnezeu de ce El lucrează așa. Dar este planul lui Dumnezeu. Noi, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne considerăm săraci în duh. Trebuie să ne considerăm că toți am păcătuit. Mai mult sau mai puțin, dar asta e mai puțin important. Fără mila, fără jertfa, fără acceptarea totală a lui Dumnezeu în viața noastră și fără recunoștința că fără El noi nu suntem nimic, nu vom putea să fim acolo în împărăția cerurilor. E o mare greșeală să crezi că aceste atitudini, că aceste clasificări, că aceste fapte bune pe care le poți face, te pot duce în împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna, cel care este sărac în duh, pune în centru jertfa Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna, cel care vrea să fie considerat sărac în duh, este acela care este dependent 100% de harul și dragostea Domnului Iisus Hristos. Sărac în duh mai înseamnă și acea persoană care este liberă de iubirile sale.
Vă voi explica ce vreau să spun cu aceasta. Primejdia cea mai mare a tuturor oamenilor care trăiesc pe pământ, chiar și a celor care sunt creștini, este să rămână strâns legați de iubirile lor. Dar care iubiri? Oare ce iubim noi cel mai mult în viața noastră? Care sunt elementele care pentru noi au atât de mare importanță încât n-am fi gata să renunțăm la ele pentru nimic? Ce s-a întâmplat? Știm cu toții foarte bine că Dumnezeu la început a creat totul. A creat totul și înainte de a crea pe om, înainte ca să îl formeze, să-i dea un chip, să-i dea un trup și să-i dea suflare de viață, a pregătit toate celelalte elemente. De exemplu, înainte ca omul să simtă nevoia de foame, Dumnezeu a creat mâncarea. Înainte ca omul să simtă nevoia de sete, a creat apa. Dumnezeu a creat toate binecuvântările înainte ca să-i facă pe oameni, înainte ca să-l facă pe om. Dumnezeu l-a creat pe om cu aceste simțuri, cu simțurile de a fi frig, de a simți nevoia de mâncare, de sete, toate aceste simțuri, toate aceste nevoi, Dumnezeu l-a înzestrat și prin aceste simțuri nu a făcut altceva decât să se poată bucura omul deplin de tot ceea ce a creat Dumnezeu. Însă uitați-vă cât de perfect a creat Dumnezeu lucrurile. A creat cadrul, a creat tot ce era necesar și l-a adus pe om în acea grădină. Vezi, Dumnezeu nu face cum de multe ori atunci când noi realizăm un anumit produs în lumea aceasta, facem întâi un produs inițial și în funcție de anumite probleme mai facem un update. Vedem că omului era foame și omul probabil se putea duce să-i spună la Dumnezeu: mai creat ești creatorul meu, mi-e foame, ce să fac? Nu! Dumnezeu a creat absolut totul și nu-l vedem pe Adam, nu vedem pe Eva care se întâlnea zilnic cu Dumnezeu să se ducă să-l întrebe pe Dumnezeu și să-i spună: mi-e sete, ce să fac? De unde beau apă? Sau cum pot să-mi satisfac această nevoie? Nu, nu, nu! Dumnezeu a creat totul într-o ordine superbă. Mai mult decât atât, Dumnezeu a creat în interiorul fiecărui om un spațiu, o entitate, un loc pe care noi îl numim inimă. Este natura noastră dumnezeiască, care nu putem să-i dăm o locație precisă în trupul nostru, însă acolo, în inimă, Dumnezeu a făcut un tron. Și pe acel tron s-a așezat Dumnezeu. Aceasta a fost creația omului. Vedem în aceste lucruri și vedem în tot ceea ce ne înconjoară cât de minunat ne-a creat Dumnezeu. Vedem practic frumusețea edenică, vedem frumusețea aceasta și în zilele noastre. Dumnezeu ne-a creat, ne-a pus într-o familie și ne-a înconjurat cu atât de multe binecuvântări. Dar esența, obiectivul principal, nu era ca omul să se bucure de binecuvântări și atât. Esența acestei creații era ca Dumnezeu să fie pe tronul templului inimii celor doi. Un lucru extraordinar. Deodată, Adam și Eva au fost ispitiți. Și lucrurile care îi înconjurau a început să intre în inima lor. Dumnezeu a fost eliminat de pe tron. Și în locul pe care Dumnezeu îl dorea și vroia să-l aibă în inima lor, au venit binecuvântările. Știți ce este surprinzător? Că nu demonii au venit să se așeze pe acest tron, și pur și simplu binecuvântările lui Dumnezeu. El le-a dat
ca să fie un element propice creierii unui cadru de a putea să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Este clar că atunci când îți este foame, când îți este sete, când ești bolnav, nu poți să fii în prezența lui Dumnezeu, dar atunci când tu îți satisfaci toate aceste nevoi, ești gata, ești pregătit să fii implicat 100% în lucrarea lui Dumnezeu. Nenorocirile noastre au început cu alungarea lui Dumnezeu de pe tronul inimii și cu introducerea acestor lucruri care ne înconjoară, care aparent ele nu sunt rele, în esență, bogăția, lucrurile pe care le avem, nu sunt rele, ele nu sunt nici sfinte, nici păcătoase. Bogăția este doar bogăție. Depinde cum ne raportăm la ea și cum o punem, cum o relaționăm cu existența noastră. Pentru că dacă El, Dumnezeu, este pe tronul inimii tale, atunci tu ești o persoană care te numești săracă în Duh. Și Dumnezeu dorește aceasta de la fiecare dintre noi. Tirania lucrurilor ne-au dus într-o situație în care am început să fim posesivi. Am dorit să ne legăm de aceste lucruri și am înțeles că și aceste lucruri parcă ne creează o stare de bine. Dar această stare de bine este efemeră, este de scurtă durată și niciodată nu va împlini ființa umană. Pentru că ea nu a fost construită pentru aceste lucruri. Este o deturnare a celui rău care vrea să pună în viața noastră, pe locul pe care trebuie să fie doar Dumnezeu, aceste lucruri care noi credem că le aduc bucurie. Greșit! Adam și Eva au fost cei mai fericiți atunci când l-au lăsat pe Dumnezeu să ocupe locul creat în inima lor. Realitatea este că inima noastră a înfipt rădăcini adânci în relația cu lucrurile. Ne găsim prea des semnificația în ele. De prea multe ori am lăsat acest loc pe care Dumnezeu l-a creat de dragul lucrurilor și posesiilor pe care le avem. Dumnezeu nu ne cere niciodată să ucidem iubirile și El doar vrea să le punem la locul lor. Când ne uităm la un atom, ce vedem? Vedem nucleu, vedem electronii care gravitează în jurul nucleului și fiecare electron orbitează, se mișcă pe orbita lui. Dacă un electron și-a părăsit orbita, e o problemă. Și dacă toți electronii încep să-și părăsească orbita, că nu mai le convine locul lor, este catastrofă mondială. Vedeți, Dumnezeu a făcut un loc pentru fiecare. Dumnezeu ne-a lăsat scrise toate aceste lucruri. Marea problemă și mare atenționare pentru fiecare dintre noi este că trebuie în orice moment să verificăm că ordinea lucrurilor este în concordanță cu ceea ce a spus Dumnezeu, că este în concordanță cu ceea ce El ne-a arătat scris încă de la început. Și dacă ne uităm în cartea Ieremia, vorbește acolo în capitolul 6 de cărarea cea veche. Ne vorbește acolo despre ceea ce Dumnezeu a trasat odată pentru totdeauna și ne îndeamnă să revenim la lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a pus. Pierdem atât de mult pentru că de multe ori inversăm rolurile și locurile lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Sărăcia în Duh, ce înseamnă? Înseamnă, pe de o parte, să fii acea persoană care se vede fără merite. Înseamnă, pe de altă parte, să fii acea persoană care este liber de iubirile sale și care pe tronul templului inimii lui îl lasă pe Dumnezeu să domnească. Există în Vechiul Testament un exemplu atât de elocvent în acest sens. Dacă ne uităm în Geneza, capitolul 22, vom găsi o istorioară bine cunoscută de fiecare dintre noi. Timpul este avansat. Nu vreau să mă lungesc foarte mult. Însă știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci când Dumnezeu a dorit să vadă ce se întâmplă cu Avram. Avram a fost un om puternic. A fost un om care a avut o chemare cu totul și cu totul specială.
Dumnezeu l-a luat din țara lui, i-a promis că îi va da o țară undeva departe și a mai promis că îi va da un moștenitor. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Avram, ajungând acolo, nu totul a fost pe roz. A avut de dus războaie, dar pentru că era un om care îl avea pe Dumnezeu în inima lui, a ieșit biruitor. El și cu oamenii lui au dat peste cap 3 împărați la un loc. A câștigat multe bogății, însă îi lipsea ceva, îi lipsea un moștenitor și își dorea atât de mult să aibă și el un fiu. Și la o vârstă atât de înaintată, când probabil unii dintre semenii noștri sunt bunici, poate chiar străbunici, în sfârșit promisiunea lui Dumnezeu se împlinește și în dreptul lui Avram. Și era Avram atât de bucuros să-și vadă odrasla în jurul lui, cum creștea, cum se juca. Și era atât de plin de dragoste, însă Dumnezeu din cer probabil a observat că pasiunea lui Avram pentru băiat, pentru această iubire, pentru fiul lui Isaac, l-ar fi dus foarte ușor în zona în care să-l pună pe fiul lui mai presus de Dumnezeu. Încerc să pun o întrebare. Cine domnește pe tronul lui Avram? Iar răspunsul la aceste întrebări dificile nu sunt date decât prin test. Și Dumnezeu îl pune pe Avram la o grea încercare. Încercare care niciunul dintre noi nu am avut-o. Nici chiar pe paginile Sfintelor Scripturi, parcă nu mai găsim o cerere atât de ciudată. Dumnezeu îi cere să meargă și să-l aducă jertfă. Știți ce îmi place în acest pasaj? Că Dumnezeu nu stă la discuții ore sau ani întregi să explice lui Avram despre ce este vorba. Dumnezeu nu pierde timpul. Dumnezeu merge direct și îi arată problema. El pune punctul pe I, adică pune punctul pe Isaac. Și dacă ne uităm în pasaj, nu-l mai citim pentru că timpul este înaintat, vedem că el se duce și spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac pe care îl iubești. Pentru că dacă nu ar fi adăugat și pe Isaac, eu cred că Avram găsea toate motivele să-i spună că e vorba despre Ismael. Însă Dumnezeu pune punctul exact acolo unde ne doare pe noi mai tare. Ce bun Dumnezeu avem! El este acela care merge direct, el vrea ca să ne pună în situații în care noi să vedem cine este pe locul și pe tronul inimii noastre. Poate că Avram ar fi vrut să negocieze. Probabil că dacă Dumnezeu îi dădea posibilitatea, Avram murea odată, murea de 2 ori, Dumnezeu iar îl învia și așa mai departe, până când reușea să îi satisfacă dorința lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a spus așa, nu? Îl iei pe fiul tău, Isaac. Există riscul și în viața noastră ca pe primul loc să fie iubirile noastre. Concurentul pentru Avram nu a fost demonul, nu a fost celelalte lucruri. Pentru Avram, concurentul pentru locul pe care trebuia să-l obțină Dumnezeu a fost însuși binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vedeți cât de finuț și cât de sensibil este Dumnezeu la aceste lucruri. Și dacă El a fost sensibil cu Avram, este sensibil și cu noi și vrea să ne ducă în această zonă pentru a ne arăta că este atât de important ca pe primul loc să fie El. Relația cu păcatul, relația cu lucrurile care ne pot face rău, noi am clarificat-o la pocăință. Lupta pe care o avem de dus este pe teritoriul iubirii lucrurilor, iubirii binecuvântărilor pe care le-am primit de la Dumnezeu. Avram a fost un om credincios. Avram a fost un om care și-a făcut o analiză sinceră. Avram a fost un om care a crezut că Dumnezeu îl poate învia și chiar din morți pe fiul său. Și stau și mă uit la Avram când pleacă și își lasă slujile acolo. El spune, rămâneți aici
iar eu și băiatul mă voi duce până acolo să aduc o jertfă lui Dumnezeu. Și nu a spus pur și simplu, iar eu mă voi întoarce. A spus, ne vom întoarce, folosește pluralul. Și el, eu cred că Avram a crezut că Dumnezeu va avea un plan pentru fiul lui. Probabil că în mintea lui a venit gânduri când urca pe munte. Avrame, dar cu promisiunile ce se întâmplă? Păi jertfești pe Isaac, a murit și ai rămas fără sămânță. Ai plecat din țara ta. Nu, nu, nu. Avram a mers cu Dumnezeu și a avut credință în Dumnezeu. Avram a mers până acolo sus. Și în momentul în care ajunge acolo, îl vezi pe Isaac și pune o întrebare care probabil l-a străpuns pe Avram până în măduva oaselor. Tată, lemnele sunt. Aducem o jertfă. Foarte bine. Dar unde este mielul? Unde este jertfa? Ce ar fi răspuns dumneavoastră cu pildul noastră? Stau și mă gândesc că doar Duhul lui Dumnezeu, doar prezența celui de sus, i-a dat acel răspuns extraordinar. Avram a crezut în înviere și când te uiți la această situație, din cer se vede ceva. N-a apucat să își sacrifice fiul. Pentru că din cer Dumnezeu a spus, Avrame, Avrame, și momentul în care vedem această repetiție, Avrame, Avrame, asta înseamnă că Dumnezeu a văzut sinceritatea și a văzut că pe tronul inimii lui Avram era Dumnezeu. Și această repetiție are rezonanță cu claritatea și cu rolul foarte bine definit în inima lui Avram. Ce moment măreț! În viața noastră și noi avem momente în care Dumnezeu ne pune la încercare. Probabil că și dumneavoastră puteți să enumerați foarte multe, așa cum am spus și în introducere, noi la Bădulești am avut mai multe mărturii care au fost atât de emoționante, în care am văzut cum Dumnezeu lucrează în viețile fraților noștri, surorilor noastre, în aceste zile, sau probabil de-a lungul vieților lor. De ce? Pentru că viața noastră, atunci când este pusă în ordine, când suntem considerați săraci în Duh, lucrurile conduc la împărăția lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere și aș vrea să spun că a fi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă să fii sărac în Duh. Sărac în Duh nu înseamnă nici să fii dus puțin cu mintea, dus de acasă. Sărac în Duh nu înseamnă nici să ai o condiție materială precară, să fii sărac, să fii marginalizat. Sărac în Duh înseamnă mai întâi de toate să fii acea persoană care vede și se vede fără merite în mântuirea lui, care conștientizează lipsa lui de vrednicie, care este dependent total de mila și de harul lui Dumnezeu. Sărac în Duh mai înseamnă să fii acea persoană care pe tronul inimii tale este însuși Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu ne-a creat încă de la început, așa vrea să rămâne. În sufletul nostru, în inima noastră, trebuie să domnească Dumnezeu. Ceea ce avem, binecuvântările care le avem, nu sunt altceva decât elemente care ne permit să ne ducem la bun sfârșit această minunată lucrare de a-L sluji pe Dumnezeu. În momentul în care binecuvântările lui Dumnezeu se pun în locul lui Dumnezeu, e o problemă. Pentru Avram putea să fie fiul lui. Pentru, Iacov putea să fie fiul său Iosif. Întrebarea se pune în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. Care este binecuvântarea care tinde, încearcă să ia locul lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta? Lucruri minunate, lucruri atât de mărețe, dorim să fim fericiți și vom fi fericiți dacă suntem săraci în Duh, așa cum Biblia ne explică. Și acum în încheiere aș vrea să aduc la cunoștință și să citesc și motivele pentru mulțumire, da? Și să vedem și pentru ce ne smerim,
ne pocăim și ce vrem să cerem în rugăciunea care o vom face împreună. În primul rând, lăudăm pe Dumnezeu și îi mulțumim pentru împărăția veșnică pregătită pentru toți cei credincioși. Ce minunat că El ne-a creat o împărăție și avem și cadrul pentru cine a fost creată. Dar mai minunat este că împărăția Lui și dorința Lui de a fi cu El este mai întâi această atitudine de a trăi în ascultare de El, de a se considera sărac în Duh. Noi vom retrăi această împărăție a cerurilor atunci când vom fi cu Dumnezeu, doar dacă într-adevăr am fost acele persoane, așa cum Domnul Iisus a spus, sărace în Duh. Îl lăudăm pe Dumnezeu și îi mulțumim pentru că El și împărăția Lui sunt fericirea noastră veșnică. Noi vom fi săraci în Duh aici pe pământ, acolo vom fi cu El și ne vom bucura de tot ceea ce a făcut. Îl lăudăm pe Domnul și îi mulțumim deoarece experimentăm deja împărăția Lui în noi. Este adevărat că atâta timp cât suntem în acest trup, în acest corp, suntem limitați, mai avem suferințe, poate avem mai multe suferințe decât bucurii. Însă atunci când vom fi în împărăția Lui, ne vom putea bucura pe deplin. Ne smerim și ne pocăim și cerem. În primul rând, pentru toate momentele în care am trăit, ca și când am uitat că ne așteaptă fericita împărăție a lui Dumnezeu. Și este exact ceea ce noi discutam mai devreme. Ne cerem iertare pentru toate momentele în care în viața noastră binecuvântările lui Dumnezeu au fost pe tronul inimilor noastre. În al doilea rând, cerem Domnului să ne ajute să trăim în această stare de a fi sărac în Duh, cu speranța neclintită a primirii împărăției veșnice. Și în al treilea rând, cerem har și îndurare ca și alții să primească prin pocăință fericirea raiului veșnic. Cum spune și în Filimon 1:25, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Este atât de frumos să vezi ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris în Biblie. Și haideți ca în rugăciunile noastre să aducem aminte de aceste laude, de aceste mulțumiri, de smererile noastre, de pocăințele noastre și de cererile noastre. Amin.